participăm la expoziția, i-aș spune eu, aniversară a maestrului Victor Terusu, expoziția de fotografie care ce reprezintă? În primul rând vreau să spun că această fotografie a fost organizată de colegii mei. Deci ei m-au împins de la spate să o așez, să o concep, în așa fel încât să fie un moment de sărbătoare nu numai pentru mine, ci pentru centru și pentru Centrul Cultural Bucovina, care este principalul organizator al acestei expoziții. Ce vedem aici pe Simeze? Vedem încercarea de a defini un concept, zic eu, sau un nou stil în arta fotografică, pe care eu l-am intitulat jazz photo. Multă lume se întreabă de ce jazz. Jazz pentru că jazzul este improvizație. Ori eu asta am vrut să mă realizez în imaginele de față, care reprezintă niște improvizații grafice a realității înconjurătoare. Ideea mea a fost să readuc fotografia la originile ei, adică o modalitate de a vedea lumea în alb și negru și o modalitate de a exprima mai mult decât o poveste, de a exprima un concept grafic. Eu am vrut să deplasez accentul fotografiei de pe conținut, de pe poveste, pe componenta grafică. Nu știu în ce măsură am reușit, dar cei care au văzut lucrările au constatat că în mare parte am reușit. Și mă bucur pentru asta și mă bucur că pot oferi publicului această încercare și acest nou concept pe care îl propun tuturor fotografilor. Am văzut la Victor Rusu miniaturi, am văzut portret, am văzut peisaj. Iată, acum vedem un nou concept de fotografie. Îl înregistrezi undeva, jazz photo? L-am înregistrat pe un site care poartă același nume, www.jazzphoto.ro. Cu ajutorul lui vreau să îndemn pe tineri să mai lase fotografia comună de pe Facebook și să încerce să gândească fotografia în termenii ei adevărați. Pentru că fotografia nu înseamnă surprinderea la întâmplare a realității înconjurătoare, ci o aplicare către compoziție. Către compoziție, către amănuntul semnificativ. Iar aici vreau să îndemn să gândească grafic, pentru că tot ce ne înconjoară pe noi, toate lucrurile, toate ființele, conțin elemente de frumusețe pe lângă care trecem fără să le observăm. Adică, practic, îți place și ideea de instantaneu, de a surprinde, dar atunci trebuie să ai deja ochiul format către această formă de artă? Da, este nevoie de multă muncă în spate ca să reușești să vezi din obișnuitul înconjurător, să surprinzi un și mai mare obișnuit, pe lângă care lumea, cum am spus, trece fără să îl bage în seamă. Care poate deveni chiar extraordinar, ieșit din comun. Poate deveni extraordinar, într-adevăr, și o să vedeți câteva imagini de aici care în primă fază pot părea banalități, dar care spun ceva din punct de vedere plastic, excită, între ghilimele, vizualul și ne fac să privim lumea altfel decât o privim în fiecare zi. Este un clișeu că o fotografie poate spune mai mult decât 1000 de cuvinte. E valabil acest clișeu? Este valabil, sigur că este valabil, dar atunci când fotografia spune o poveste. Eu am încercat
în această expoziție să elimin povestea din imagine și să construiesc o altă fel de poveste, o poveste despre grafism, o poveste despre interpretarea plastică a realității și aducerea fotografiei spre grafică. Am încercat să realizez lucrul ăsta, cred că într-o mare măsură mi-a reușit și sper să constituie un imbold pentru alți artiști fotografi, în special pentru tineri, să se aplece spre această a imaginii. Spuneam și mai devreme că ai experimentat cu tot felul de stiluri. Maturitatea ta fotografică nu e un secret, poate. Ai împlinit astăzi 60 de ani. Maturitatea ta fotografică așa se exprimă astăzi? Nu, este un... Sau e doar o etapă? Este un început de etapă, să zicem, nu știu, încă nu-mi dau seama dacă este o etapă sau nu, este un experiment, așa, care poate duce pe un drum sau se poate poticni sau se poate chiar împotmoli. Într-adevăr, eu am lucrat multă fotografie documentară, am lucrat fotografie artistică și la un moment dat ai tentația să ieși din carapace și să experimentezi și altceva. Ei, asta este un experiment pe care eu, așa cum am zis, l-am definit ca improvizație grafică a lumii înconjurătoare, din care să rezulte ceea ce vedeți. Care e tehnologia pe care o folosești pentru a realiza tipul acesta de fotografie? În primul rând, mi-aleg subiectul din ceea ce ne înconjoară pe noi. Îl aleg cu grijă. După care urmează convertirea fotografiei în alb și negru și prelucrarea sumară, așa, spre a conduce imaginea la acest tip de exprimare grafică, cu ajutorul uneltelor digitale. Practic e fotografia clasică, pentru că e alb și negru, dar adaptată vremurilor noastre, pentru că e folosită tehnica digitală. Este, de asta am spus și la început, că vreau să readuc fotografia la originile ei. La început fotografia se făcea în alb-negru. După cum vezi și după cum vede toată lumea, imaginea negru are un impact mult mai mare decât imaginea color, pentru că ochiul este deja supra-saturat de culoare și oferindu-i această modalitate de a privi lumea în plan bidimensional, pentru că fotografia color se apropie de tridimensional ca percepție. Ori și grafica și acest tip de fotografie elimină tridimensionalitatea și aduce imaginea la esența ei, pentru că orice desen este bidimensional. Și acum, pe final, pentru că sfaturi au primit tinerii care vor să se apuce să experimenteze cu un nou stil de fotografie, ai o lucrare preferată? Ai o fotografie pentru care ai muncit poate foarte mult până să-ți iasă așa cum ai dorit? Nu, eu am bucurii pentru fiecare fotografie. Multe sunt reluări ale unor fotografii vechi, color, care le-am tratat în felul acesta, altele sunt noi. Eu bucurie am la fiecare imagine, pentru că mă bucur să descoper amănunte la fiecare pas și în fiecare zi. Îți mulțumim, Victor. La mulți ani. Mulțumesc.